Mă rog deseori lui Dumnezeu să te păstreze în căușul palmei Lui. Aspectul esențial este umilința. Ea este de folos în toate, deoarece produce un duh dispus să fie învățat, ceea ce face ca totul să fie ușor. Dacă te-ai împotrivi în vreun fel lui Dumnezeu în această privință, ai fi mai vinovat decât mulți alții. Pe de o parte, ai primit lumină și har din abundență, în ce privește nevoia de a deveni asemeni unui copilaș. Pe de altă parte, nimeni altcineva n-a avut o experiență mai potrivită decât tine, care să umilească inima și să nimicească încrederea în sine. Marele câștig obținut din experimentarea slăbiciunii noastre este că aceasta ne face umili și ascultători. Domnul să te păzească!